Oameni de milioane. People like us! Yeah. Cu toate răut. Omul de milioane pe care îl cunoaștem astăzi la Europa FM vine cu o poveste destul de interesantă care s-ar putea să vă inspire. Totul a pornit ca o joacă, ca o provocare lansată într-o agenție de publicitate. Miza acestei provocări, 10.000 de euro, astfel încât să-ți pui un plan în aplicare la început de 2022. Și uite, așa am ajuns la inițiativa Alliance Dream, cum s-a numit respectiva provocare, și așa am ajuns la Ioana Mihai, strategic plenar în cadrul unei agenții de publicitate, dar de data aceasta, omul nostru de milioane care vine cu o idee care poate părea destul de, de ciudată. Ioana, bun venit la Europa FM! Bună, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație, sunt onorată să, să fiu într-o emisiune care se intitulează așa, ba chiar am simțit un pic de presiune. Nu sunt încă un om de milioane, deocamdată sunt alături de colega mea, Ana, niște oameni doar de 10.000 de euro, dar sperăm că o să ajungem la, la milioane. Um... Da, um... care e ideea cu care ați reușit să câștigați acest premiu mare de 10.000 de euro? Care e ideea aia care a vândut atât de bine? Uh, ideea este o idee pe care am avut-o ca adolescent la 16 ani. Când am aflat că sau mă rog, așa am citit că în viață trebuie să faci ceea ce îți place. Înainte de toate, trebuie să te gândești ce îți place ție foarte, foarte mult. Uh, și apoi uh, banii vor veni foarte ușor, se, se va întâmpla totul. Și gândindu-mă eu ce îmi ce place foarte mult, uh, mi-a venit un răspuns foarte simplu și foarte <laughs> din stomac. Uh, mie îmi plăcea Coliva și în continuare îmi place Coliva. Uh, și mi se părea un pic nedrept că trebuie să așteptăm un context nefavorabil chiar dacă este, nu știu, o, o mormântare sau un, un parastas, ca să ne bucurăm de acest, până la urmă, desert super delicios. Bunica mea făcea o colivă senzațională, mama a preluat rețeta și a dus-o mai departe și era întotdeauna un, un, moment foarte bun pentru mine. Și atunci m-am gândit de ce nu putem să facem din asta un, un desert național, un, uh, care să fie accesibil uh, oricând, oriunde, fără să fie asociat doar funerarului. Uh, de ce să nu avem o colivărie de unde să ne putem cumpăra uh, colivă oricând vrem? Și asta a fost, uh, a fost visul pe care am ales să-l înscriu alături de colega mea, Ana Ioniță, uh, în competiția Lions Dream. Și spre surprinza noastră chiar a fost, uh, a fost cel uh, câștigător. Da, trebuie să-ți mărturisesc în paranteză, fie spus, că atunci când eram mic îmi plăcea și mie acest desert. Nu știam exact cu ce este asociat, pentru că există o vârstă la care nu înțelegi foarte bine lucrurile din, din jurul tău, dar am făcut eu cumva conexiunea cu preoții, că acolo și cumva legat de ei se consumă acest desert și atunci voiam să mă fac preot ca să pot să mănânc mai des colivă. Revenind însă la, la povestea voastră, bănuiesc că sunt mulți care ți-au zis, Ioana, ești? ușor nebună, nu poți să promovezi așa ceva și nu poți să câștigi cu așa ceva pentru că este de regulă asociat cu un context nefericit. Nu vor fi oameni dispuși să aleagă așa ceva într-un context fericit. Poate va înlocui tortul, cine știe, peste câțiva ani. Într-adevăr, au fost și oameni care mi-au spus chestia asta și până la urmă e normal pentru că este o legătură culturală foarte, foarte puternică și veche între acest context și acest desert, Continui să-l numesc desert, pentru că eu cred că are potențialul să ajungă uh, și noi asta, vrem să facem un, un desert național din el. Um, în general, am observat că sunt mai degrabă oameni uh, peste 60 de ani, uh, pentru care tradițiile nu mai au nicio șansă de a fi, cel puțin un pic, reinterpretate și, ok, înțeleg chestia asta. Dar, mai presus de asta, am primit foarte mult entuziasm din partea colegilor mei și a oamenilor cu care ei au vorbit despre această idee, care zic, da, de când așteptam chestia asta, abia, abia așteptăm să venim să gustăm. Vreau să ținem în cadrul acestei idei foarte mult respect pentru în zăstrarea culturală pe care o, o poartă acest desert. Pentru că, da, el este servit într-un context, este făcut din niște ingrediente care au simboluri într-un anumit fel de anumiți oameni și de asta nu vreau pur și simplu să capitalizăm pe un, un gust bun creat de, de o cultură care, apropo, nu este doar românească, ci este balcanică, Vreau ca acest loc în care în curând veți putea cumpăra uh, colivă să vină la pachet cu o încărcătură culturală. Adică fiecare om care va veni să, să aducă o rețetă, pentru că vom avea invitați care vor veni cu, cu rețetele proprii, va veni cu o bucată de cultură locală despre tradiții, despre manufactură, despre felul în care ei se uită la chestia asta. O rețetă în sine este reprezentarea unor oameni, unui loc și a unei, a unei culturi locale pe care vreau să, să o ținem vie și să o ducem mai departe. Ioana Mihai, noi practic vorbim acum despre o idee care a primit și banii necesare astfel încât să fie pusă în practică, dar care nu există fizic undeva, ca să nu vă, vă caute oamenii. Acea rețetă de colivă de la care a pornit pasiunea ta și de la care s-au aprins aceste beculețe poate fi împărtășită sau rămâne secret este foarte secret, pentru că este o rețetă de familie, la care vom adăuga și alte rețete. Vrem să ne jucăm cu tot felul de ingrediente, dar suntem curioase să aflăm și rețete personale. Deci, dacă vreți să, să vă implicați în demersul nostru, puteți să, nu știu, deocamdată nu avem o adresă virtuală, dar puteți să-mi scrieți mie pe Facebook, Ioana.Mihai. Suntem foarte curioase să aflăm toată, toată cultura pe care a generat-o Poliva în jurul ei. N-aș vrea să dezvălui rețeta, dar în curând, noi, ne sperăm că în, la sfârșit de primăvară, început de vară, să vă putem primi în noul nostru sediu, virtual sau offline, și până atunci așteptăm sugestiile voastre. Bun. Acum sunteți la, la, început. Cât de greu e parcursul ăsta? De când ai avut un vis, ai văzut că și alții cred în visul tău și până când se reușești, într-adevăr, acel vis să-l materializezi, să-l pui în practică sub forma unei afaceri? E destul de greu, nu neapărat birocratic, cât, nu știu, mai degrabă la nivel mental. Până la urmă, cum vă spuneam, e, e un vis de copil de la 16 ani pe care ceva m-a ținut, ceva m-a ținut acolo, să nu-l uit. Dacă chiar începe să devină real, e, e te sperie un pic. E greu și să cumva să ne mutăm în paradigma asta de hei, începem noi businessul nostru, nu mai suntem doar niște angajați care au răspuns la un mail și care ne întreabă ce, ce, ce visăm noi. E greu și pentru că nimeni nu a mai făcut asta până acum și atunci când începi o idee atât de nouă, e cumva firesc să vrei să te ancorezi în niște lucruri, să vezi alții cum au mai făcut sau cam care ar fi, unde ar fi normal să mă aștept să se întâmple lucrurile și fiind așa de nou, nu, nu prea avem cum să, cum să dimensionăm, nu știu, o cerere și o ofertă. Uh, însă faptul că, în primul rând, colegii noștri care, care ne-au votat la, la Lions Dream uh, au, au venit cu foarte mult entuziasm și cu foarte multă curiozitate și susținere și foarte mulți oameni ne-au spus, de-abia așteptăm să începeți, cu ce vă putem ajuta? Uh, și, în principiu, toată lumea care află despre, despre această idee vrea să ajute Uh, cumva e o validare și o încurajare că da, trebuie să facem asta, că sunt oameni care, care și-au dorit de mult lucrul ăsta și că o să fie cu foarte multă viață la pachet, pentru că asta vrem să facem, să, să arătăm cât de multă viață era în acest desert, care până la urmă strângea oameni împreună și o, o facem în continuare uh, și nu doar ca să plângă, din potrivă. E un sentiment foarte frumos și foarte autentic și românesc. Sentimentul ăla de râsul-plânsul de la două dimineața la priveg, știți? Când încep să se facă glume cu, cu mortul. Care e, e până la urmă o încurajare să, să mergem mai departe, să ne trăim viața cu un zâmbet pe buze și să învățăm ceva din, din lucrurile care aparent pot părea, pot părea triste. E acel, acea bucată de zahăr din, dintr-un context nefericit. Asta Ioana, vrem să, să aducem noi în această idee. Ioana, îți este frică de eșec? Uh, da, suntem oameni și eu și Ana, da, ne e frică de eșec, uh, dar uh, până la urmă o viață avem, trebuie să le încercăm pe toate. Uh, și dacă vom eșua, măcar ne vom distra. Nu avem nimic de pierdut, uh, în mod real. Ioana Mihai, îți mulțumesc foarte mult pentru că ești omul nostru de milioane la Europa FM. Vă mulțumesc și eu și vă așteptăm. Oameni de milioane! People like us. Cu toate la Europa FM!